Ai pornit microfonul ăsta. Viața. Da? Dar nu luăm după? După. Buletinul e valabil? Da. Pentru tot. Colegul. Știu, foarte bine faci. ‎839 Aici? Da, da, gata, vrem. ‎839 și la referendum. Da. Da. Bună dimineața tuturor, m-am prezentat la vot pentru a vota pentru viitorul acestei țări, pentru a vota ca fetele mele să aibă un viitor în această țară. De asemenea, am votat pentru ca romanul să aibă șansa de a atrage cât mai multe fonduri europene și pentru a se dezvolta și mai mult. De asemenea, am votat și la referendum pentru că îmi doresc ca România să fie în primul rând curată. Și îi îndemn și pe toți romașcanii, toți cei care au drept de vot, indiferent de opțiunea politică, să se prezinte într-un număr cât mai mare la vot pentru a da legitimitate acestor alegeri. Da, da, da. Mame! Fuzicuța! Uite cum fuge funicile, vezi? Nu știam cum e. Păi nu, 90 sau 90. V-ați găsit? Asta la rând? Da. Ui, e un caminit. Da, e greu să fie nevoie. Hai, hai, hai. Am votat astăzi numai pentru europarlamentare, am votat pentru
România, pentru a situa România pe locul care îi se cuvine în Europa. Am votat echipa care am considerat-o cea mai performantă și am făcut acest lucru și pentru faptul că a fost singura echipă care s-a bătut la Parlamentul European pentru țara noastră. Referendumul nu-l votez pentru simplu motiv că consider întrebările care au fost anunțate de președinte ilogice, anormale. M-a frapat faptul că nici dânsul nu le știa bine și îmi doresc că sunt de acord pentru o justiție curată, pentru o justiție normală, dar nu pentru dosare politice comandate și nu pentru judecători și procurori intimidați pentru a da anumite verdicte. Sper ca, într-adevăr, și îmi doresc ca românul, în momentul când se duce în fața unui judecător, se ducă cu inima deschisă, nu cu frica că ar putea păți ceva pentru că a deranjat pe cineva. În continuare, îmi doresc din tot sufletul ca să asigurăm și să trimitem într-adevăr la Parlamentul European oameni care să apere în primul rând România, indiferent de culoarea politică, și să nu mai fie aserviți diferitelor grupuri de interese multinaționale, țări care au considerat până acum România o cenușăreasă a Uniunii Europene. România este un stat mare, este al șaptelea stat ca delegație și ca număr din Uniunea Europeană și de aceea trebuie să stea la masă, la locul unde îi se cuvine, nu la coada Uniunii Europene. Ați văzut că ne luptăm și vă spun că întâmpinăm mari greutăți pentru eliminarea acelui dublu standard, nu numai la alimente, ci și la alte produse de uz casnic, chiar și la autovehicole și așa mai departe. Sper ca în urma acestor alegeri, într-adevăr, să trimitem o garnitură la Parlamentul European care să servească interesul național și interesul românilor, pentru că aceasta este cel mai important, și să situăm într-adevăr țara noastră pe locul care îi se cuvine în Europa, nu la coada clasamentului. Mulțumesc! Mulțumesc mai! Hai să-i pierzi aia, tineresc! Da, da, da! Interviu acum sau la... După. Ca să aveți cine... Bună ziua! 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 Doamna, nu știi, votați amândouă? Sigur. Vă opriți, da? Domnul șef. Ala, mă rog. Opriți un pic. Ok. Ok. Gătă, eu nu scriu, mă nu scriu, mă nu scriu. Bună ziua! Iată-ne, zi importantă, alegerile pentru Parlamentul European. O prezență surprinzătoare până la această oră și în continuare îndemn pe toți cetățenii români să-și exercite dreptul constituțional, să vină la vot. Este o zi frumoasă, este păcat să nu fac acest lucru. Eu unul l-am votat pentru o Românie mai puternică în Europa, pentru o Românie
tratată cu egalitate față de celelalte state membre, o Românie care sper că în urma acestui mandat și vot și scrutin să fie primită în spațiul Schengen, să rămână fără MCV și să fie tratată cu aceeași viteză ca importantele state din Uniunea Europeană. Doresc tuturor succes în secțiile de votare, să sperăm că nu vom avea incidente. Este un scrutin important și lumea trebuie să înțeleagă că alegerile europarlamentare sunt la fel de importante ca toate alegerile care au loc în România. Ați votat numai și pentru referendum? Am votat doar pentru europarlamentare. Consider că referendumul este fără folos pentru că, după cum bine știți, nu va avea efect la sfârșitul acestei zile. Mulțumesc! Mulțumesc și dar rest nu. Demnă într-o Europa deschisă, am votat pentru că îmi doresc ca fondurile europene care sunt alocate României să vină în România, nu să rămână în bugetul Uniunii Europene, așa cum s-au întâmplat cu cei aproape 41 de miliarde de euro din care guvernele PSD au reușit să atragă doar 1,7. Îmi doresc autostrada Unirii, pe care am și coordonat-o ca acțiune, dar și din punct de vedere a proiectului legislativ, ceea ce înseamnă că Ungheni, Iași, Târgu Neamț, Ditrău, Târgu Mureș va lega această zonă de autostrada Transilvania și prin ea de Europa. Îmi doresc spitale regionale, îmi doresc un spital regional modern la Iași și îmi doresc ca toate aceste lucruri să se facă competent, să se facă cu demnitate din bani europeni, așa cum există toate pârghiile și cum există aceste sume în buget. Îmi doresc ca bugetul Uniunii Europene 2021-2027 să fie consolidat, să fie bine articulat și România să poată beneficia de acești bani, dar îmi doresc în același timp ca o echipă de profesioniști să se afle în Parlamentul Europei, care să se bată pentru România și să așeze România în primul rând. În același timp pot să vă spun că am votat și la referendum, pentru că fiind o acțiune civică, fiind o acțiune prin care președintele României a dorit să afle punctul de vedere a românilor, este firesc să răspundem. Fiecare după percepția lui, dar este firesc să facem acest lucru. Eu cred că ignoranța este atât de gravă ca și lașitatea și trădarea. Este un element de românism autentic, acela al implicării. Românii în general au fost implicați. Din păcate, au fost anumite persoane, anumiți reprezentanți a unor instituții, unele în care eu cred foarte mult și despre care nu vreau să fac vorbire, mai ales în această zi de duminică când mulți se află la fugire. Dar mulți s-au implicat, ceea ce denotă o degradare a unui element socioprofesional din societatea românească. Nu aș vrea să spun mai mult, deși am elemente foarte concrete și concludente. Dar cu toate acestea, cu credință în Dumnezeu, cu pieptul deschis,
cu privirea agere și cu mintea atentă la tot ceea ce se întâmplă, mergem pe drumul europenizării României. Îmi doresc acest lucru pentru ca copiii și nepoții mei să poată trăi într-o Românie autentică, o Românie demnă, o Românie suverană, dar în același timp o Românie care se află cu toate celelalte state europene într-o Europa cât mai dezvoltată și cât mai deschisă tuturor. Cu cine ați venit la vot? Că la ultimul scrutin ați venit singur. Nu știu dacă la ultimul scrutin, la referendumul probabil, da, au venit membrii familiei pe rând, dar astăzi am venit toți odată. Sunt împreună cu soția, cu tatăl, cu cei doi fii ai mei, deci cele trei generații din familia Leoreanu care au drept de vot, pentru că a apărut și a patra generație a familiei Leoreanu, dar cel mic încă nu are drept de vot. Dar la fel cum avem noi credința și tăria că trebuie să ne facem datoria față de țară, față de România, față de români, la fel o va face și el. Dar astăzi am venit cu toți cei care au drept de vot să votăm, așa cum am spus, pentru o Românie europeană, pentru o țară independentă, pentru o țară care se dezvoltă și pentru o țară care promovează într-adevăr, profesionalismul și nu prostia.